ziua, bine ați venit, stimați elevi și profesori diriginți. Eu, Ana Ștefan, consilierul școlar, domn profesor Cristian Puișor și membrii grupului Impact, vă invită la proiectul Lasă violența să dispară. Nu putem să negăm fenomenul violenței. Tot ce ne dorim noi este ca în școala noastră să fie un climat liniștit, permisiv și democratic. Tocmai din acest punct de vedere, în fiecare an ne adresăm cu acțiuni de prevenție și informare în rândul elevilor clasei a noua și anul acesta am făcut exact același lucru. Am făcut niște acțiuni care privesc violența, forme, cauze, consecințe, impact. Oferim elevilor claselor a noua panouri cu pliante informative, violența în școală, violența în familie, delincvența juvenilă. Ne mai propunem o întâlnire cu poliția de proximitate pentru a discuta fenomenul delincvenței juvenile și iată astăzi ceva ce cred că ne va capta tuturor atenția, acțiunea care se numește Teatru Forum. Vă invităm din suflet să vă implicați. Mulțumesc foarte mult, am fost deja prezentat, mă cunoașteți, am să vă spun câteva cuvinte despre Teatru Forum. Teatru Forum este un teatru al cărui scenariu este construit de către cei care vor să-l joace. Este un teatru care este un fel de teatru care se inspiră foarte mult din realitatea în care trăim atunci când ceea ce trăim noi nu ne convine, nu ne place. Cel care a inventat acest Teatru Forum este un brazilian, se numește Augusto Boal, a jucat prima piesă, s-a interpretat prima dată acest Teatru Forum într-un favelas de la Rio de Janeiro, în Brazilia, în anii 80, în 1987, a fost pentru prima dată acest Teatru Forum, deci destul de aproape de zilele noastre, cel puțin ale mele, nu știu dacă ale voastre, poate nu vă născuserați atunci. Între timp, ideea a fost primită foarte bine în America Latină și apoi în Europa, a prins foarte bine la telenovele, foarte multe telenovele s-au jucat inițial vrând să trimită un mesaj din ăsta social telespectatorilor, sigur că le-au generat în ceea ce cunoaștem astăzi. Și în România a fost o tentativă de prezentarea unei telenovele braziliane în care telespectatorii trebuia să hotărească. Nu prea a avut succes în România și s-a întrerupt rapid piesa respectivă. Dar Teatru Forum ca tip de manifestare socială, să spunem noi, nu știu să zic dacă social e corect, s-a implementat pentru prima dată în România cu ajutorul unui, printr-un parteneriat, să zicem, între Poliția Română, Art Fusion și Fundația Noi Orizonturi în țară. S-au jucat 6 astfel de teatre forum în țară la penitenciarele din țară. Vreți să te bată aici de față cu toți? Hai, nu fi rău cu sprițelul tău! Cum de ce faci? Ce mă iubești așa ca tine mai bine mă arunc de pe bloc? Cum să faci așa ceva? Nu am eu grijă de tine, iubirea mea! Așa e tu grijă de mine, fă, că spre cuna pe trei mutraia prefăcută. Ce ai vrea să-ți fac acum? Băi, uite, dă și tu niște bani, că de mâncare nu dai nimic, de băut nimic și la altele trebuie să-ți tot timpul. Hai, lasă să mă revanșez eu cumva sprițelul. Prietene, asta așa, mă. Te duce așa pe lângă mine, mă, dar învățam să salut. Dar cine ești tu, mă? Care ai cine ești? Trebuie să-i rotești din omul, ce-i spate, poate spui. Lasă-mă că nu se prinde aia, ce vrei să mai aduci de atâta. Dar și ce are? Te crezi inteligent, mă? Da, bine, să văd-ți. Păi, că și ca stare ce vorbim, sunt dești acolo, 100 de mii, de mai dar ai venit, ai doar în cap. Doar în cap. Așa m-am învățat să vei. Sunt smeritat. Băi, în păcat, nu mai te cunosc. Mă, dar m-ai cunoscut? Nici nu vreau să te cunosc. Băi, o să mă cunoști de curând. Hai, mai sunt vrăjăm ăsta. Bine, șmete, mai vorbim. Ce tu cu ăsta? Ați mulțumit foarte mult!
Colegul vostru și-a interpretat foarte bine rolul, dar ce a făcut el, de fapt? Puteți să-mi spuneți? A răspuns tot la fel. Deci a încercat să ia locul opresorului, de fapt. A inițiat o confruntare direct cu opresorul. Da? Și el s-a comportat tot agresiv, nu-i așa? Bun, nu-i nimic, e foarte bine. E foarte bine cum ai interpretat aici. Vrem altă idee, haideți să vedem. Mai avem patru. Vom relua din momentul în care are loc dialogul între tine și Pițipoancă. Tu îi vei da replicile, ați va da ce replici va dori. Și să vedem ce facem mai departe. Foarte bine, Mihaela, tu ieși din scenă. Și înlocuiește Pițipoancă. Mulțumesc. Dar nu te gândeai că sunt nervos când trebuie și mie un mic ajutor? Nici nu m-a interesat. Bă, cred că te-ai interesat, dar nu. Nu. Și... ce vorba este bata aici de față cu toți? Ia dă-mă, hai, ai tipe! Cum poți să vorbești așa cu mine? Uite cum vorbesc! Cine ești, mă? Cum ți-o dau o pană? Ia dă-mă, ia dă-mă, hai! Auzi, tu cine sunt eu? Cine? Rusile. Aoleu, nu mai zice. Tu știi cine ești? Cine? O parașul. Aoleu, nu mai zice, nu știam, mersi. Păi uite că ai știut acum. Dar bun, cam asta, nu? Da. Da. Domnul, deci tu mă pui direct, direct agresor, da? Înseamnă acum. Mulțumesc foarte mult! Deci, ea a blocat din start relația dintre opresor și Pițipoancă, dar a neglijat un lucru, faptul că ei sunt prieteni. Da? Și mai mult decât atât, știți cum e, cine seamănă se adună, nu știu dacă se potrivește în scena noastră, în piesa noastră, dar e posibil ea să fie de acord cu felul lui de a fi. Ea îl cunoaște foarte bine, între ei e de fapt un joc. Ei îi place să fie amenințată, știe că el niciodată nu o să-și ducă la bun sfârșit amenințarea, pe de altă parte vrea să-i fie pe plac. Îl vede ca fiind un tip de scurcăreț, care are succes, e popular, între ghilimele fie spus, între elevi, adică elevii se tem de el, dorește să-i fie preajmă, să-i fie apropiat. Poate e chiar geloasă pe eventualele lui alte simpatii din școală. Dar mulțumim oricum pentru intervenție. Până acum s-a zis faptul că au fost două intrări, două inițiative, și ambele au vrut de la început să pună capăt agresiunii respective, răspunzând tot printr-o agresiune, da. Prietenii ăsta așa, și de ce așa pe lângă noi, nu te-a învățat, mă, de salut? Băi, ești mor de da, eu am bani ca cine. Ce, ai găsit asta bună și e șmecher? Da, sunt șmecher. Ești voi de aici, șmecher? Da. Bă, ia veni, nu știu. Ce? Bă, 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 bă. Bun, mulțumesc foarte mult! Va urma un moment, să zicem, artistic. Știm cu toții că trăim într-un cartier în care există o interferență așa de culturi și de subculturi mai ales. Și trei colegi ale voastre, nu mai suntem în piesa de teatru, piesa de teatru s-a terminat, vor interpreta un dans țigănesc. Liniște!
Liniște, am spus! Liniște, că vine bossul și e ca tăticul vă. Ultimul moment al spectacolului nostru de astăzi este un micro-recital, să zic așa, de piese de data asta de calitate, să spunem, care sper să vă dea niște speranțe pentru viața care vă așteaptă de acum încolo. Deja aveți în fața voastră pe reprezentații grupului Crosis, am zis bine, nu? Care vor interpreta câteva piese pentru voi la finalul spectacolului nostru, da? Vă mulțumim foarte mult și... să ascultăm! Spectacolul nostru. Am invitat în scenă pe toți protagoniștii spectacolului de astăzi, chiar și îi chem și pe cei care au intervenit pe parcurs. Mulțumim foarte mult! Sper că în urma acestei activități să trageți învățămintele corecte, da? Nu uitați că există și lege și există și profesori în școala asta, nu sunteți doar voi, da? Apelați și la noi când se întâmplă un astfel de caz, dacă aveți astfel de probleme. Vă mulțumim foarte mult și din partea tuturor protagoniștilor vă urăm... o viață frumoasă, sănătoasă și mulțumim pentru participare. Plecăciun. Mulțumim.